copilăria este inima tuturor vârstelor. Elevii Școlii Populare de Artă Brașov, cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani, au creat o lume aparte printr-un spectacol muzical deosebit intitulat Poveștile Copilăriei. Totul s-a desfășurat sub ochii părinților. Poveștile sunt îndrăgite la orice vârstă, de aici a pornit ideea acestui spectacol. Copiii s-au bucurat foarte tare și eu sper ca și părinții să se întoarcă un pic în timp și să se bucure de poveștile expuse în acorduri muzicale de micii noștri artiști, mai la început de drum sau mai experimentați. Programul a cuprins cântece cu personaje desprinse din poveștile lui Ion Creangă, dar și alte scrieri îndrăgite de cei mici. Cu ce o să participi la spectacul din această seară? Cu melodia Proud Mary. Cine ți-a ales-o? Daniela, profesoara mea de canto. Aș dori să pot vorbi cu copilăria mea. Emoții ai? Nu, pentru că m-am obișnuit. Ce vârstă ai? Peste 4 zile fac 10 ani. Spectacolul Poveștile Copilăriei a fost gândit cu scopul de a încuraja pe copii să participe și la alte evenimente.